Solicitarea primarului Radu Mazăre de eliberare de sub control judiciar a avut un drum anevoios încă de la început. Ședința de analizare a cererii sale a fost programată inițial luni, numai că cea la care a ajuns cazul, judecătoarea Rodica Cosma, s-a abținut, pentru că tot ea a fost cea care a decis în aprilie înlocuirea măsurii arestului preventiv în cazul lui Radu Mazăre cu controlul judiciar. Tocmai din cauza că Rodica Cosma nu a dat curs solicitării DNA de arestare a primarului Constanței, șefa procurorilor anticorupție, Laura Codruța Chioveși, a reclamat-o la CSM. Cel mai probabil acum judecătoarei supreme i-a fost teamă să nu fie târâtă într-un nou scandal, așa că un alt judecător a fost desemnat să se ocupe marți, la ora 9, de dosarul lui Radu Mazăre. Primarul Constanței a ajuns la ora fixată la instanța supremă, însă magistrații l-au anunțat că mai are de așteptat vreo 2 ore. În sală, primarul a explicat judecătorilor că nu înțelege motivul pentru care se menține controlul judiciar în acest dosar, mai ales că este cercetat și în alte cauze unde procurorii acuză un prejudiciu foarte mare, dar în niciuna dintre ele nu s-a impus o asemenea măsură. În plus, Radu Mazăre le-a reamintit judecătorilor că se prezintă la toate termenele, indiferent de dosar. Mai mult a avut în apărarea sa și protestul trimis autorităților române de Ministerul Justiției din Liechtenstein. Oficialii din Principatul German îi acuză pe procurorii DNA că au solicitat Comisiei Rogatorii documente cu privire la activitatea lui Ilan Schwarzenberg, pe care apoi l-au folosit ilegal pentru a pune sub acuzare și alte persoane, cum este cazul lui Radu Mazăre. La ieșirea de la Înalta Curte, primarul Constanței a anunțat încă o dată că, tocmai pornind de la documentul trimis de Oficiul de Justiție din Liechtenstein, va da în judecată statul român și va cere daune. Radu Mazăre a adăugat că în cazul în care ar fi folosit ilegal documente, așa cum au făcut procurorii DNA, cu siguranță ar fi fost acuzat de abuz în serviciu. 24 de ore le-a luat magistraților în altei curți să dea un verdict în acest caz. Dimineața au anunțat că resping solicitarea primarului, în ciuda tuturor probelor aduse. Avocații lui Radu Mazăre au anunțat deja că vor face contestație.